Nu, dar trebuie să refacă, nu e bine, n-a mers bine. Trebuie să meargă cu mersul ei, măcar un pic. Mersul ei are țipșirea aia țipoșită. Am pantofi cu două numere mai mari, să știi, de-aia, uite, vezi? Uite, asta se întâmplă. Deci gata, nu e bine. Da, astăzi, n-am cu mersul meu, că nu sunt pantofii mei. Astăzi nu, dar poate mâine în gală, n-ai de unde să știi ce se întâmplă. Nicoleta, bună seara, draga mea, să te văd cât ești de norocoasă. Acord, niciodată. Cu cine să joace, cu cine să joace? Superb. Superb. Cu cine să joace? Cu mine. Da, de ce cu tine? Cu Adina aș vrea. Da, da, sigur. Hai tot cu Adina. Păi nu ne jucăm noi. Păi da, ar fi și culmea. Te gândești, Nicoleta, deja te gândești? Ce să mă gândesc, ca și cum e complicat. Păi nu e complicat? Se pare complicat? Da! Serios? Da, rău! Da, că te ajut eu și cu geanta. Așa, perfect. Bun, pregătite fetele? 3, 2, 1, start! Bați cu barosul. Cu ciocanul. Cu târnăcopul. Nu. Feliezi. Așa feliază. Liniște în platou. Sapi, o groapă. Arunci, este o unealtă? Este o unealtă. Da. Este o unealtă. Deci nu este târnăcop, nu este ciocan, nu este... Nu este unealtă. Nu este unealtă. Cum nu e unealtă? Și are ea în mână. A, bine, da, bine. Deci am eu mână ce? Și spargi ceva. Spargi ceva, un bolovan, un cauciuc mare. Un spargi capul cuiva. Nu! Ce spargi, Adina? Ce spargi? Spargi... Ce spargi? Eu nu știu. Ce spargi? Ai mai petiță, taie lemne! Lemne era cuvântul. Dar cum puteam să fumez altfel? Vedeam, da, eu vedeam de la antrenament ciocanul și... Tu erai pe sport, erai pe altfel. Oriunde de la capăt. Mie nu mi-a picat pisa... Nea. Păi tu nu mai văd din față. Lemne. Mi-a picat în prima secundă. Tot primul porc mare, după aia lemnul mic și-a preferit. Nu, dragă, eu sunt lemn la ghicitor, la mine. Ora Dina nu are bunici la țară, ori nu are șemineu acasă. Mi-am petrecut copilările la bunici la țară, ar fi trebuit să știu corect. Ei, pui, și am zis să nu mai știu să arăt copac. Am încercat să-ți arăt că le dau deoparte, dar nu. Mă gândeam că să pun groapa cuiva. Fetele, mulțumesc tare mult. Nu, asta nu. Altfel. Eu m-am știut și mă gândisem că-i picamăr. Că-i picamăr? Păi și cu ăla dai așa sau... Nu, ăla e așa. Da. A, bună dimineața. Bună. Da. Revenind, Nicoleta, care este povestea ta de astăzi? Mamă, Ilinca, deci eu ieri, când am ascultat povestea Adinei, da, băi, mi-am dat seama că iubitul ei e soțul meu, mă, frate. Vai. Eu văzut niște poze, niște de-alea, dar nu mi-am dat seama, știi? M-ai văzut și am ars acasă direct, fiartă, m-a uitat, zi, ia uite, bă, asta e colega mea de platou. Uite, acum aflu că l-a și părăsit pe fraier, da? L-am părăsit și eu, să știi, dar nu pentru că eram nasoală, cum ai crezut tu, ci pentru că e prea fraier, da, dacă l-am prins, îți dai seama. Și dai seama cum l-am prins aici, așa. Așa că am zis, bă, mă duc până la biserică, să dau niște acatise, pentru sufletul lor și al ei, că și ea e păcătoasă. Și al lui, na. Nu-i urăsc, cu noi la Düsseldorf. Și Adina a întrebat, sapi groapa cuiva? Și a da, a ta. De ce crezi că s-a întâmplat când am ajuns acasă? Că eu mă duc să dau niște acatise. Nu mă, ce a zis târnăcop? Deci era pe felie. Era bine, bine. Ai cu târnăcopul, desigur. Da. Foarte bună povestea, Nicoleta. I-am spus din culise să nu se supere. Oricum știam că nu se supere. De-aia am și continuat-o, știi? Nu știu ce se întâmplă în seara asta. Viviana se ducea la înmormântare. Adina sapă groapa Adinei. Da, sap groapa împreună cu ea, n-ați văzut? Și Adina, dar tu nu știi ce urmărește ea și te pune să sap groapa ca mafioții de șerte. Da, și apare mascarpone între timp și zice, e? Da, nu mă dau înlături. Mă bag. Și eu vă cânt la slujbă, nou single. Asfală. Bloc. Tot felul de, uite, discuții interesante în culise. Mă bucur să aud că vorbiți înainte despre povești, vă cereți voie. Uite, povești despre soți iubiți. Cumva se leagă, v-am zis eu că totul se leagă în ediția de astăzi.
Tu, Nicoleta, ești o persoană super activă pe rețelele de socializare. Îți place să comunici acolo mult cu lumea. Am o comunitate mișto, da, cu care comunic. Și am înțeles că este deja, mă rog, un subiect și nici n-aș mai vrea să ne dăm cumva după deget, pentru că deja se vorbește foarte mult despre acest subiect, atât în presă, cât și pe rețelele de socializare. Lumea a început să dea mesaje vis-a-vis de un subiect pentru care i-ai cerut astăzi Mădălinei voie în culise pentru a fi dezbătut. Da. Despre ce e vorba? Anume, faptul că iubitul meu este fostul soț al Mădălinei. Despre asta era vorba. Mi se pare amuzant. Nu e tot fan al meu, sper. Nu e tot fan al meu, sper, din poveste. Leșin. Gata, ăla... Acum la noi e pe bune. Am trecut la zilele noastre, da. Am citit comentarii, da, în care oamenii scriau că, vezi, doamne, eu am o altă opinie față de a Mădălinei sau habar n-am. Dacă eu spun ceea ce gândesc și ceea ce gândesc eu e diferit față de ea, oamenii au interpretat ca și cum, vezi, doamne, eu aș avea ceva personal cu ea. Lucru care nu este adevărat. Și am ținut să menționez treaba asta. Nu știu, că am ceva personal cu ea, că zrea cu ea dintr-un motiv absurd. E chiar absurd că numai... Adică eu cred că numai oamenii bolnavi la cap ar putea să gândească așa, pentru că oamenii care gândesc așa sunt oamenii care fac lucrurile acelea. Și ca să faci lucrurile acelea trebuie să fii puțin bolnav la cap, dar... Dar ce motiv? Ca ce au invocat? Că... Îmi dai voie să vorbesc, Mădălina, ca să încheiem o dată subiectul ăsta? Că... Bun. Da, bun, oamenii au impresia că eu aș avea ceva personal cu ea, pentru că iubitul meu este fostul ei soț, dar nu are absolut nicio legătură. Ei au fost, cum am spus pe Instagram, ei au fost căsătoriți acum 1000 de ani, pe mine nu mă interesează, eu l-am cunoscut pe el la mulți ani după, iar de asta am zis că oamenii bolnavi, că tu ar trebui să fii bolnav, mă refer femeile în general, lăsau comentarii de genul. Dacă tu ca femeie ai o familie cu un om și tu ești interesată de fostele lui relații, înseamnă că tu ai o problemă la cap. Trebuie să fii bolnavă, să stai să le hăituiești pe alea din spate în condițiile în care tu ai ceva în prezent cu omul respectiv, da? Și mai ales având în vedere că nu era ca și cum ei păstrează legătura sau ceva copii împreună și vezi, doamne, se mai văd și eu ar trebui să fiu supărată că de ce se mai văd ei, de ce se duce să vadă copilul, nu știu, poate într-o situație de asta cumva m-aș gândi că ar fi, dar altfel nu pot să-mi dau seama de unde mentalitatea asta, pentru că așa cum am spus și pe Instagram, de obicei mentalitatea în România este vis-a-vis de fostele care au o problemă cu actualele. Nu te duc cunoșteai pe Nicoleta înainte sau v-ați cunoscut aici? Aici ne-am cunoscut. Dar cred că se știu de... Dar automat știu, știam pe Nicoleta dinainte ca ei doi să fie, adică știu pe Nicoleta de mulți ani de la televizor. Dar aici e prima oară când am... Aici ne-am văzut. Eu am și zis când am intrat în emisiune că mă bucur să vă fac în față și așa. Dar țin eu minte bine sau puteți să mă contraziceți? Ai zis tu, Nicoleta, că atunci când ai intrat Mădălina competiție, ai dat mesaj de susținere sau...? Da! I-am fost la o emisiune și făcut-o așa, schimb de păreri despre... Ai dus ei din experiența Nicoletei? Nu, vorbim așa, în general, despre partea de televiziune, acum e cu hate-ul. Nu știu, mă, eu nu prea cred în prietenii astea, știi? Tu cu fosta, ce să vorbești tu cu... o fostă, nu-s de acord. Fac schimb de rețetă, nu sunt de acord și de astea. Da, am înțeles, dar nu știu, ok, las loc de bună ziua, vorbesc că nu sunt în junglă sau n-am o atitudine de asta în care să nu te bag în seamă, dar nu prea sunt de acord, gen, nici măcar cu mesaj de încurajare. Imediat, știi? Adică nu e ca și cum am avut în copilărie, știi, că relațiile alea din copilărie... Ceva de genul ăsta a fost la noi, nu că... Da, știu, dar și, uite, cum să zici, o prima mea relație, așa, și pe-a tot nu i-aș da unei foste vreun mesaj. M-am întâlnit cu ea, i-am zis bună, din că respect omul, dar atât, mai mult de atât, nu. Ne-am avut niște discuții mai adevărate la un moment dat și astea, bine. Poate sunt eu mai ciudată, nu știu, mai dificilă, nu știu, ia Viviana, tu ai putea să fii prietenă cu fosta aia. Cum întrebați așa ceva? Nu știu, pe bune, poate gândesc... Nu, e relația de... Nu știu, eu văd lucrurile altfel. Da, mă, Raluca, dar nu te duc într-acolo. Trebuie să fie o relație firească, dar da, nu văd o prietenie din asta, lugu, vai, hai să vorbim la telefon, hai să ne încurajăm sau ceva. Nu, vede, fiecare cu treaba. Sunt familie care, de exemplu, el are copil cu altă parteneră. Da, ce crezi? O viață întreagă până la urmă devine și prietene și nu știu
Depinde și de persoană. Că adică da, există situații. Cunosc și eu. Cunosc pe cineva care merge și cu fosta și cu actuala. Merg toți în vacanță, care are copii și cu fosta și cu actuala. Și sunt prieteni cu toți. Da, mă, dacă le ești forțat de situație și absolut normal. Eu sunt de acord cu asta. Dar fostul meu soț este actualul iubit? Da, dar noi nu ne-am intersectat, ne-am despărțit, ne-am divorțat acum mulți ani. Eu deja aveam prima fetiță când ei s-au cunoscut, eram... Da, așa e. Pentru că oamenii, uite, de exemplu, spuneau în comentarii că tu, Nicoleta, ai o problemă personală cu Mădălina, pornind probabil de la această idee, nu știu ce s-au gândit. Păi da, eu am spus în culisă că trebuie să fii bolnav. În special că femeile lăsau comentarii de genul: trebuie să fii bolnavă tu ca femeie încât să crezi că o femeie care este, are o familie cu altcineva, stă să fie geloasă pe fostele lui relații. Mai ales că ei sunt despărțiți de foarte multă vreme. Nu-i ca și cum s-au despărțit și după o lună m-am cunoscut eu cu el. Chiar și așa. Totul era... Da, dar uite, ai să zici că poate atunci, nu știu, te mai gândești că poate o mai iubește, poate nu știu, bă, da, când au trecut atâția ani și tu deja ai o familie, nu-i ca și cum noi suntem, nu știu, doi îndrăgostiți și rupem cluburile în două, noi chiar avem o familie, la propriu. Cum și Mădălina are familia ei. Da, clar, din deci nu știu de ce aș avea vreodată ceva, viața. Și nu este vorba numai despre ea, eu n-am nicio problemă cu nicio fostă de-a lui, că până la urmă... Dumnezeule, toți avem un trecut, toți avem foste relații, toți, nu știu. Eu nu înțeleg comentariile, pe bune, mie mi se par, na. Cum ți se par? Ridicole, de oameni bolnavi, exact asta, nu știu. Da, dacă eu am ceva de spus în emisiune, evident că spun, nu mă interesează că este Mădălina sau oricare ar fi, asta nu înseamnă că acum, Doamne, eu gândesc ceva și o să fiu când e vorba de Mădălina. Nu spun, Doamne, să nu spună lumea altceva, păi... Bine, oricum vă știți pe mine, nu mă interesează ce spune lumea și cu... mă interesează ce spun oamenii care mă urmăresc pe mine și care mă cunosc. Dar oameni care, nu știu, să vii cu o boală de asta, știi, o vorbă de genul ăsta, mie mi se pare, nu știu, nu, n-am cum să pun nici măcar la suflet sau să mă intereseze, știi, că... N-ai de ce. Spunea și Mădălina mai devreme că voi nu v-ați intersectat niciodată și spuneai și tu că, deși nu v-ați cunoscut personal niciodată, da, decât aici în cadrul emisiunii, tu ai ținut să-i transmiți un mesaj înainte ca tu să intri în competiția Bravo Stil. Bun, hai să spun exact cum este povestea, să nu creadă lumea că-s nebună, știi? Că probabil dacă se înțelege numai că eu i-am scris ei un mesaj, ea necunoscându-mă sau ceva, ori să spună, băi, dar ce căutai tu pe fosta lui X să-i dai tu mesaj? Nu. A fost eu iubitului meu, eu am contactat-o pe ea, eu am vrut să-i fac lui un cadou, dacă știi borcanul ăla cu mesaje, așa se numește, borcanul cu mesaje, borcanul cu amintiri, da? Așa. Bun, în ce constă treaba asta cu borcanul? Persoana care vrea să facă acest gen de cadou trebuie să contacteze cât mai mulți oameni care au făcut parte din viața lui, începând de la cei cu care a copilărit până la cei din prezent, nu numai cei care sunt acum în anturaj, okay, înțelegi? Și eu i-am scris ei un mesaj și am întrebat-o dacă ar vrea să îmi lase un mesaj pentru el cu o de-asta de o amintire și ceva de la mulți ani. Un mesaj sigilat, i-am spus, poate să-l sigileze, să nu creadă că, Doamne ferește, vreau să-l desfac sau ceva, știi? Pentru că ea a făcut parte din viața lui. Inclusiv i-am spus să-mi mai dea și indicații unde să mai găsesc alte foste. Deci, măi, incredibil ce poveste aveți, fetelor. Adică mă uimiți foarte tare pentru că rar, sincer, vezi astfel de relații. Și Mădălina, tu, de exemplu, ai răspuns? Da, mi-a răspuns. I-am răspuns. Și ai dat mesaj? Păi n-am mai ținut asta cu borcanul, dar dacă ar fi ținut-o, eu aș fi... aș fi, trebuia să zicem o amintire sau ceva. Da, nu ne-am mai pus ceva noi, care nu era musai legat de noi doi. Eu știu, o fază de la un club sau eu știu, o chestie amuzantă. Și da, n-am nicio treabă. Noi nu avem niciun hate sau ceva. Dar nu am avea de ce să avem, pentru că, mă repet, noi nu ne-am intersectat. Tocmai asta spun. Dacă, să spunem că eu aș fi fost cu el și aș fi văzut chestii din partea ei sau ceva, ba, atunci da, aș fi spus, băi, ce faci? Sau din partea lui. Să văd de interacțiune între ei doi, da? De vreun, într-un fel de naturat, ca să spun așa. Dar nu a fost. Și atunci, de ce m-ar interesa? Sau nu știu. Și asta vezi când citeam și comentariile alea și mă uitam, știi? Și râdeam așa, mă uitam, zic, bă, dacă ăștia știi că noi și vorbim, știi? Că venea să le scriu, bă, voi chiar sunteți, dar după aia am zis oricum, vei explici. Uite, vezi, a scris că ea mi-ar fi furat iubitul, adică niște comentarii, da, că eu în i-am care furat venea mie să comentez, să zic, n-a furat nimeni, nimănui, s-au întâlnit la 3 ani distanță. Și tocmai de aceea, uite, e bine că am deschis aici subiectul, ca să puteți să spuneți lucrurile acestea și ca să opriți orice fel de comentariu negativ asupra acestei situații. Nu vei opri, măcar mai diminuezi. Poate...
Da, vor afla unii cât de inteligenți sunt, cumva. Ok. Raluca, ținuta cum arată? Nu-mi place hamul de asta? Piele pe care l-ai făcut pe picior. Iar eu nu sunt cu tocurile, adică cu pantofii care au toc mici. Tocul mic, ori are tocul normal, ori nu are toc deloc. Nici maleta nu mi se pare potrivită cu acest sacou. Aș fi pus altceva pe dedesubt. Și sacoul îți este, cred că, puțin mare, nu? Sau așa aici este, un, nu este... Nu, are adică o nu-ți chestie. Vine foarte, foarte bine. Are o chestie care se prinde, dar care mie nu mi-a plăcut și am ascuns-o aici în ăsta și de asta mă trage. Mi se pare că vine ciudat, nu știu, că... Păi da, pentru că e o chestie care se prinde aici, dar ți-am spus, eu n-am mai prins-o. Și pantalonii mi se pare că nu te avantajează, însă cel mai mult îmi place accesoriul de pe cap pe care tu l-ai pus. Și iar geanta, tu ai vrut să... asortez cu pantofii, să mai dar dau... nu mi se pare potrivită pentru ținută. Sincer, mi-e place unde a dus stylingul la costumul ăsta, sau mă rog, cum este creat acest costum, pentru că este total diferit de toate costumele pe care le-am văzut până acum la Bravo Style. Adică e un costum total diferit, cu un vibe total diferit. Mi s-a părut că Rux a analizat ținuta Nicoletei după apropierea dintre ea și Nico. Și că n-a fost sincer. Asta e părerea mea. Din fața lor, te rog. Bonsoir, dragă, dacă le spuneam seara predecesoarelor tale că au dus ținuta în prea multe zone și că au, mă rog, interpretat greșit stylingul, ție îți spun că puteai să duci ținuta într-o zonă superbă, dar că piesele reprezintă adevărata problemă. Și de fapt, adevărata sau principala problemă ar fi, este de fapt, că stylingul nu are un firesc, Nicoleta. Asta e problema. Acel ham pentru picior, nu știu cum să-l numesc, accesoriu de pe picior, nu are niciun fel de legătură cu nimic, plus că nu are un rol, nici măcar estetic. N-ar trebui să aibă un alt fel de rol decât ăla decorativ, dar nu-l are. Adică e o chestie completamente paradoxală. Îmi plac umerii, îmi place ideea de blazer foarte scurt, retro, mi-ar plăcea teoretic acest decupaj foarte îndrăzneț, dar lipsește firescul, firescul ținutei, până și bazmaua asta sau baticul sau ce porți pe cap, știi chestia asta de aici, mă, n-are, adică par niște piese butaforice, nu există firesc în ținută. Nicoleta, eu cred că pot pleca de la te ruga să-ți dai jos acea scufiță de pe cap și o întoarce pe partea neagră, dacă vrei să o prinzi cu trebuie partea neagră. Trebuie să mă ajute cineva. Păi, da, dacă... Mai bine... Victor? Da, cum? Mai bine vrei și un nu, Bravo Ice Steel? Și nu am prindere pe partea cealaltă. Stai, n-are nimic, doar facem un exercițiu de... Ia uite-mă, că nu văd. Da, invers, nu știu dacă lasă o să poată. Lasă că țin eu cu mâna. Da, te rog. Dar cred că se poate și invers, să știi. Crezi? Da. Ia, vezi cum. Își prinde omul degetele. Bun, trage un pic mai pe spate. Numai că o să rămână un pic că stai aici. Nu, n-are nicio importanță. Deja pentru mine lucrurile s-au schimbat. Dacă nu ar fi acea bordură albă, pentru mine funcționează. Eu credeam că acest costum, te-ai dus tu în atelierul tău, pentru că spuneai mai devreme câteva zile în urmă, că da, ai un atelier și te duci acolo și, nu și faci lucruri așa care îți trec prin cap. Îmi plac foarte mult umeri, îmi plac bulinele. Mi-ar fi plăcut să fie un pic mai strâns în talie. Și da, acel harnașament probabil că l-aș fi dat jos. Ador interesențelile, întotdeauna mi-au plăcut, leșinate după interesențeni. Nu, asta am zis la mișto. Costumul ăsta, din cauza acelui legău de picior, că toți discutăm despre harnașamentul ăla, este o interesențenie. Altfel ar fi un costum care mi-ar plăcea mult. Îmi place cum ai asortat geanta, îmi place cum ai băit baticul ăla cu bulinuțe pe cap, mergi pe partea neagră, mergi pe partea cu bulinuțe, îmi place cum ai pus helanca. Dacă în alte cazuri, personal, am făcut abstracție, las o geantă, pun o haină, scoate o haină, acum ar fi nedrept să te depunctezi doar din cauza faptului că e urât ca aranjamentul acolo pe crac, pentru că altfel costumul îți vine bine. Iar la față ești superbă. Am mai zis asta cu superba, nu? Da. Bravo. Îmi pare rău. Mulțumesc, Marisa. Mie îmi place designul propus și îmi place și cum ai asociat vârful pantofului cu buzele tale.
îmi pare că ești carismatică. Buzele tale. Două petale. Două steluțe. Mulțumesc. Felicitări, Nicoleta, vorbește și cu cei de acasă. Nici nu știu ce să vă spun. Dacă vă plac buzele mele, vă rog să vă dați 4 la 1. Bine. 2, 0, 6. Mulțumesc. Mulțumesc, Nicoleta.